Everybody makes mistakes. Hun er dig, at jeg faci. Because no one can be perfect. Tu ce ți-ai propus astăzi? It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. În casă, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we Neața vlog. Stai, vreau să iau eu prietenii lui a mei. Vreau să iau eu Michi. Aveți un Michi? Da. Uite, bă, uite. Gata? Nu, încă te dă. Îl mai iau el. Stai că pânze. Am înțeles. Poți să vorbesc și eu cu prietenii noștri? Stai, Puci, uite, îl avem și pe Michi. Poți să vorbesc acum cu vlogul? Da. Neața vlog, bine ați revenit. Of, doamne. Pe scurt, la 2 m-am băgat la somn, la 4 jumate s-a trezit Noua, a stat treaz până la 5 jumătate. A dormit la 5 jumate, am adormit și eu la 5 jumate și la 6 jumate... La 6 jumătate ambii copii s-au trezit. Am dormit odată 2 ore jumate și odată o oră. Dacă vă întrebați cum funcționez astăzi, nu știu. Răspunsul este, nu știu. Cert este că sunt foarte obosită. Mă doare gâtul foarte tare, deci parcă nu mă îmi trece. Nasul mi-e înfundat. Și eu mă rog la bunul Dumnezeu să mă ajute astăzi. Da, cam asta fac eu. Mi-am făcut un ceai. Nu l-am băut încă pentru că e fierbinte. Pot să întârzi, astăzi nu mă interesează, că o duc la 8 jumate, că o duc la 9. Mami, ia și eu să vreau să ai. Așa. Tuc. Opașica, gata. Că te mămânuță de aici, mă. Și haide să facem ceva. Este 8 fără un sfert, parcă. Mami, ia să mergem la mămânuță. Mergem imediat. Am schimbat-o pe Dada, ne-am făcut abieturile. Ia te-ai zgâriat la față. Mami, vreau da. Să ne facem bagajul și am plecat la grădiniță. Bagajul? Gentuța, adică? Da. Să facem gentuța și să mergem la grădini? Da. Și vreau să merg și cu... și cu Michi vreau să merg. Dă-mi șosețelele de jos. Da, și cu Michi vreau să merg, mami. Avantajul este că mi-am făcut de ieri... Mami, vreau să merg și cu Michi. Mai vedem dacă merge cu Michi sau nu, ca să nu-l pierzi pe acolo pe la grădini. Am făcut de ieri oladii ca să pot să-i pun astăzi la pachetel și m-am scutit de, să zic, un sfert de oră. Și bine am făcut că am făcut de ieri oladii. Da, haideți. Îl schimb pe Noua, mă schimb și eu și am fugit. Haideți că s-au zis cât de smircăit e Noua astăzi, nu știu, deci toate s-au aliniat să fie împotriva mea astăzi, așa simt. Vă arăt pachetelul fetei. Așa, Oladi, ai pe patul ciocolată de aici? Nu. Da, era un și celălalt ochi, dar a dispărut ochiul.
erau mai frumoși ieri, dar nu mai sunt așa frumoși. Banană și am pus și un iaurt aici. Vreau să văd cum filmezi. Uite așa filmez. Oladi, banană și iaurțel. Punem capacul și... Și apa. Și apa, da. Ei. Da? Bună porumbeilor. Hai! Ai văzut pisica acolo? Ce-și acolo? Ia! Uite! Uite! Uite aici! L-am lăsat pe Noua cu tati și l-am luat și pe Șebo cu ocazia asta să-l scot. Și tati e acum cu Noua, acasă. Da! Sunt super obosită, abia aștept să-l bag pe Noua la somn, moțocosul de Noua, și să mă bag cu el, să mă bag cu el la Nani. Să sperăm că doarme mai mult de 40 de minute azi. Arată o mămică odihnită. Am dormit 2 ore lângă Noua. Ne-am băgat la 9 și 11 minute, 9 și 10 minute la somn. La 11 și 11 minute s-a trezit. Cât a durat? Ne-am îmbrăcat rapid, rapid. L-am îmbrăcat, l-am schimbat. Și am să zic că mai stat jumătate de oră. Și după aia ne-am urcat în mașină și am venit până la Piatra. Are soțul treabă la un institut din acesta, la ceva. Trebuie să meargă să dea bani, bineînțeles. Și să rezolve el cu actele. Și eu stau cu copiii în mașină. Plouă, de asta și auziți. Copiii mei dorm. Deci a stat Noua, să zic, maxim 40-50 de minute treaz. Cât am făcut, cât a stat treaz de când s-a trezit până am intrat în Piatra. Am intrat în Piatra și a dormit. Da, ăsta este uneori efectul mașinii. Uneori urlă, uneori este liniștit. Am noroc de un copil liniștit. Piara nu a fost așa când era bebeluș. Pe mașină urla. Doamne. Doarme și Dada acolo. Și nu acolo. Trebuia astăzi să mă întâlnesc cu o prietenă, dar am uitat complet. Am uitat să-i spun că vin în Piatra. Nici eu nu știam că a fost așa pe nepusă masă. Am venit pentru că avea Răzvan treabă și am profitat de asta ca să mai ieșim din casă, eu împreună copiii, iar rămân fără buce. Am fost la farmacie și mi-am luat Strepsils, că ziceți că am un arici în gât, atât de tare mă doare gâtul. Și da, am venit la Piatra. Vreau să mă duc la Mac, să-mi iau un Mac puișor. Vreau să mă duc la donuterie să-mi iau un donut, știu, conține lactoză de poftă, vreau să mănânc. Și vreau să merg la Lidl să-mi iau câteva cartonașe. Asta vreau să fac în Piatra. N-avem Mac în Roman, n-avem nici donuterie. Îmi cer scuze că am vocea asta. Încerc să o controlez, dar nu reușesc.
Da, cam asta este. Vreau neapărat să fac curățenie în baie, vă tot zic, astăzi fac, cu siguranță astăzi fac. Am pus și un vlog mai devreme și am primit un comentariu. Mă supăra înainte comentariul ăsta, dar acum m-am învățat. Lidia Ilia zice așa: bună Madalina, ar fi super dacă ai putea lăsa în descriere rețetele pe care le faci. Pentru mine sunt o inspirație. Iartă-mi îndrăzneala, super vlog, mulțumesc. Și Diana Estera Filoti a spus: și eu aș vrea, mulțumesc. Da, mulțumesc frumos de comentarii. Vă mulțumesc pentru apreciere. Însă mi-e foarte imposibil să spun. Dacă eu vă propun 3 rețete în vlog, mi-este foarte greu să stau și să scriu rețetele pentru fiecare. În plus de asta, este un vlog de familie, știți foarte bine. Eu doar împărtășesc, nu știu, rețetele preferate de mine cu voi, ca să vă dau idei. Vă zic, întotdeauna vă zic rețeta în vlog. Mi-e mai ușor să o spun și să vă zic modul de preparare decât să stau efectiv și să scriu rețetele. În plus de asta, am zeci de comentarii la care n-am reușit să răspund. Efectiv nu reușesc să răspund, fac atât de multe lucruri într-o zi, încât partea cu comentariile, să răspund la comentarii sau să inclusiv în descrierea clipului nu reușesc să pun mare lucru, nici măcar contul de Instagram sau contul de Facebook. Nici măcar asta nu reușesc. Nu știu cum să mă împar cu timpul astfel încât să împac pe toată lumea, dar asta cu rețetele chiar nu am cum să fac asta. Îmi cer scuze, dar chiar nu reușesc să fac asta. Mi-ar trebui un om, să angajez un om să se ocupe strict să-mi scrie descrierea la videoclip. Nu pot, îmi cer scuze, dar chiar nu pot. În condițiile în care oricum vă las toate secretele mele, tot vă zic. Și da, vă zic cum procedez eu. Dacă văd o rețetă la cineva și e în japoneză sau e în chineză sau e în engleză sau e în germană și are subtitrare, mă apuc frumos și mi-au telefonul, mă uit la videoclip și cu pauze între, îmi stau și îmi notez rețeta. Dacă îmi place ceva cu adevărat și vreau să o testez, îmi iau o foaie de hârtie, un pix, și încep să notez toate ingredientele și tot modul de preparare. Dacă era un canal de gătit, da, înțelegeam să scriu rețeta, dar nu este un canal de gătit, este un vlog de familie. Canalul acesta este mai mult un vlog de familie și pot să supăr sau pot să nu supăr persoanele care mă urmăresc, dar chiar nu reușesc, dacă vreți să mă înțelegeți, nu reușesc să fac și asta. Doamne, mi-e imposibil, n-aș mai dormi noaptea ca să pot să fac și asta, să scriu în descriere rețetele, modul de preparare, ingredientele, tot. Cred că m-ar frustra enorm de mult treaba asta și m-aș lăsa de YouTube dacă ar fi o povară pentru mine să fac asta. Adică, vă rog să mă înțelegeți, am și 2 copii, vreau să mă ocup, să fiu acolo trup și suflet pentru ei, nu să stau toată ziua cu telefonul în mână și să scriu lucruri pentru că n-aș mai fi prezent în viețile lor și nu mi se pare ok asta. Asta voiam să vă zic. Nu mă supăr, chiar apreciez când îmi sugerați să îmi dați mesaje și îmi sugerați tot felul de... Am și preluat idei de la voi prin mesaje de genul acesta, însă nu reușesc, chiar nu reușesc să fac și asta. Soțul oricum îmi spune că stau prea mult pe telefon și scriu când este postat un video, trebuie să scrii hashtag-uri, să scrii titlu, să te gândești la copertă, să te gândești ce vrei să transmiți, să ai 100 de caractere în titlu, să poți, ești îngrădit de anumite condiții și dacă și așa stau o grămadă cu telefonul în mână ca să mă ocup de asta. Soțul deja la început era mai supărat, acum s-a obișnuit, dar vreau să zic așa, nu, chiar n-aș mai dormi noaptea, sincer, ca să pot să scriu și rețetele în descriere. Da, asta voiam să vă zic. Și într-o altă ordine de idei, voiam să vorbesc cu voi referitor la ultima știre de la televizor. În sarcină mă uitam la am început să mă uit la știri. Știți că am născut pe 27 februarie și pe 24 a început războiul.
De pe 24 până pe 27 m-am uitat în continuu la știri și când am venit acasă din maternitate, în maternitate n-am avut acces la știri, mă uitam așa pe ce găseam pe YouTube și pe Instagram, ce mi-apărea, dar vreau să vă zic așa ca... ca sentiment, eu la știri nu prea mă uit, mă uit foarte rar și de obicei când deschid televizorul la știri îmi apar numai nenorociri, adică am deschis televizorul săptămâna trecută, am văzut că a murit, de fapt văzusem pe Instagram, am deschis televizorul aseară, am văzut că domnul Putin amenință iar cu arme nucleare și voiam să vă întreb, vă este frică? Ce părere aveți despre asta? Soțul deja mi-a zis să-mi fac bagajele și să plec copiii din țară. Dacă treaba e serioasă, într-o săptămână, două, să plecăm. Intenționați să vă mutați, mai ales cei care stau în România, pentru că noi suntem aici, țara cea mai aproape de Ucraina. Da, vă gândiți să plecați din țară, v-ați făcut deja bagajul. Eu am borsetuța cu toate actele pregătită, inclusiv lui noi am făcut pașaport de când avea, nici nu știu, două săptămâni, trei săptămâni. Am zis să fie acolo sigur, să fie sigur în caz de ceva, să pot să ies cu copiii din țară și apoi să vină Răzvan dacă va putea să iasă din țară. Da, nu știu ce părere aveți despre asta. Pe mine mă cam... Nu mi-este frică, dar ceea ce mă alarmează pe mine este că atât americanii trimit foarte mult armament în țară și foarte mulți soldați vin în țară și sunt instruiți și fac tot felul de exerciții militare și acum Rusia a început să își adune 300.000 de soldați. Da, ce părere aveți despre asta? Urmează un al treilea război mondial sau e de fugit cât mai departe sau suntem doar paranoici? Dacă încep să apese pe butoanele astea ale bombelor nucleare, clar nu o să mai existe nimic pe fața pământului, dar spuneți-mi, o să rămână doar ei ăștia, spuma spumelor și nu o să mai aibă argați care să le hrănească stilul de viață. Nu o să mai existe economie, nu o să mai existe nimic dacă începe un al treilea război mondial, mai ales toată lumea o să recurgă la arme nucleare ca să obțină, nu știu ce au ei de obținut, că doar în afară de a se lupta pe teritorii și pe resurse, n-au de ce să se lupte bărbații ăștia mari. Da, spuneți-mi ce credeți, chiar mă interesează. Oricum gentuța, jumătate din gentuță este pregătită. Se trezi nouă, bine! În caz de ceva ne-am urcat în mașină și am fugit. Am fost la medicul de familie și mi s-a prescris o rețetă cu iod. Știți, iodul este folosit în cazul unei bombe nucleare. Se administrează în primele, nu știu câte ore, primele 4 ore, parcă, din momentul exploziei. Da, e chiar ciudat, nu știu, ați primit de la medicul de familie, cei care stau în România, ați primit compensație pentru pastilele de iod? E ciudat. Chiar acum o lună mi s-a recomandat să mă duc la farmacie să-mi cumpăr pastile de iod. Da. Și acum se amenință o țară pe alta că apasă pe butoane. Da, nu știu ce să zic. S-a trezit nouțul meu. Bine, mama! Bine. Mama. Vedem ce am luat. Ești pregătit? Ești pregătit pentru ce urmează. Am luat cu tot ceea ce ne place nouă.
cheesecake, Kinder Bueno and Oreo. Asta se pe destrăbălare. Iubesc teatrul ăsta, deci ador. Deci noi venim și noi odată la teatru. E frumos teatrul ăla, doamne, 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 doamne. Ia să le mâncăm. Ia, tata, vrei să vezi? Da. Ia, uite-te. Ești pregătită? Da. Vino să vezi. Wow. Vrei să papi? Nu. Nu foame. Wow, dar nu pap. Le-am aranjat frumos pe farfurie și acum să împăpăm. Câte jumate? Mami, da? M-am aranjat să facem pe aia. Da. Vreau o gumoasă. Scoate-i aia din gurița lui Noa. Da, vreau acum gumoasă. Da, da, cum s-a terminat? Mami, nu-i mai băga în gurița aia. Și bag bani la aparat de cafea. Și bag bani la aparat de cafea. Da, te vezi să nu-i bagi degetul în ochi. Hai, mami, gata, mami, nu-i mai faci. Scoate-i aia, uite-l. Vrea să o scoat, vezi? Yeah. Uite, gata, nu mi-i mai place. Noa? Noa, stai un pic, stai secundă. Da, da, uite-te un pic, da. Bravo. Noa? Noa? Uite, vezi? Mm. Unde merge tati? Unde? Mm? Ce? Unde merge tati? Unde merge? Un cartonaș. Da. Un telefon pentru tati. Pentru Noa. Și telefonul al cui este? Alu tati. Și cartonașul. Acasă. Se dau Noa. Da? Da. Bine. Și ăsta e telefonul. Astea sunt pentru mine. Ok, haideți să fac ordine și aici, să strâng papucii de aici și hainele astea să le strâng momentan și după aceea le calc. Haideți să vă fac un update. Este 8:30. Am dus fata la grădiniță. M-am trezit dimineața, am pus la spălat. Am spălat... Noi avem aspirator pe apă și am spălat găleata de la aspirator. Ce am mai făcut? Am selectat, e acolo un sac de gunoi. Aici este un sac de gunoi cu produse de reciclat. Plastic, sticlă. Așa. Ce am mai făcut? Am pregătit pachetelul pentru Dada. Am îmbrăcat copii.
m-am dușuit și eu dimineața, am făcut duș dimineața. Aoleu, cât am făcut de la 7 fără un sfert, nu a să trezi la 6:20. Eu mi-am pus ceasul la 7 fără un sfert. Dar da, aici a dormit nouă, mă duc să-l pun în pat. Și mă apuc și eu de treabă să fac ce n-am reușit să fac ieri. Așa că, haideți, ne apucăm de treabă, stăm la povești puțin mai târziu, dar vreau să profit de timpul ăsta cât doarme Noa, măcar în baie să fac. Haideți, cu mine, să vă iau la treabă. Hello, 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 hello. V-am tot promis o curățenie în baie, o curățenie generală. N-am mai făcut de mult, de foarte mult timp. Nu ne apucăm acum să ștergem toți pereții din baie, dar vreau să fac o curățenie cât se poate de profundă în baie. Până acum n-am reușit să o fac toată, am făcut pe bucățele cada, când le fac baie copiilor, tot timpul o spăl. WC-ul, odată la câteva zile, îi punem as, dar nu l-am făcut în profunzime, chiuveta n-am mai... Săraca n-a mai apucat o curățenie generală, să fie dezinfectată, ștearsă și tot acum. Bateriile de la chiuvetă și de la cadă sunt praf, pline de calcar. Vreau să fac treaba asta de când m-am întors de pe 25 august, suntem veniți în acasă. Am făcut curățenie în baie, dar n-am făcut în profunzime să spăl bine bateriile, să fac tot, nu. Am făcut așa doar pe bucățele. Vreau să încep de la cadă, vin încoace și ies cu și anume curățenia afară din baie. Și vreau să fac și aici la intrare, unde e zona mașinii de spălat. Haideți să trec la treabă. În jumătate de oră sper să termin în baie. Nu știu cât doarme Noa. Dacă nu se trezește, aia e, mă opresc. Aici la cadă vreau să scap de acele pede. Și va trebui să aduc oțet, să-mi pun oțet acolo. Bateria, uitați un pic cum arată, vreau să o curăț pentru că e plină de calcar. Este foarte dură apa de la noi, din oraș. Mai avem aici secțiunea asta, chiuveta, da, speechless, n-am ce să zic. Va trebui să șterg și dulăpiorul, să fac ordine acolo, să șterg geamul. Se strâng aici ceea ce vedeți, să le organizez și cam asta e. Iau tot, șterg praful, le organizez. Cam asta fac. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. Haideți că s-a trezit Noa și fug repede la el. Voi am dat să vă zic că am să folosesc azi WC gel pentru WC-ul. Până acum și aștept jumătate de oră. Dar, din păcate, doar zona asta am reușit să o fac. Ce se întâmplă? Ce? Ai nevoie de mami? Ai nevoie de mami? Ce faci, mama? Ce faci, mama? Ce se întâmplă? Hai să vedem aici. Crocodilul! Ce animăluții aici, uite! Uite, uite! Aici la mama! Mă încălăpui, aici la mama! Haide, uite-te la mami, uite aici! Uite, mama! Uite! Hai, măzica! Cică! Uite, uite, bubușculică! Bubușculică mică, Uf, uite, mama, nu mă pânzi așa! Nu mă pânzi așa de dure! Ce te doare? Ce te doare pe tine, măi? Iubitul mama mică!
mele și prin scrituri. Ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Puiule, of! Stați că sunt toată zăpășită. L-am adus pe flăcău aici, pentru că este foarte moțocos. Foarte moțocos și vreau să-l țin aici lângă, ca să nu mai fie moțocos. Să sperăm că nu o să mai fie. Un vinițel mănânc toată ziua, vinițel pop. Dar toată ziua vinițel pop. S-a trezit. A dormit doar 15 minute. S-a trezit cu moțoc, urla când s-a trezit. Da. Aștept să vină Răzvan acasă pentru că astăzi ajunge de vreme și în felul ăsta va sta el cu băiatul și eu mă duc să-mi termin în baie ce am de făcut. După aceea, după ce termin eu baia, sper să facă Răzvan bucătăria, să spele vasele și după aia eu să dau cu aspiratorul prin casă. Mi-am propus astăzi să dau cu aspiratorul în toată casa. Da. Tu ce ți-ai propus astăzi? Hm? Să faci moțoc? Da? Cam asta. Cam asta îmi propun eu astăzi să fac. Ai văzut porumbelul? Da, ce voiam să vă propun? Eu să vă zic ceva, nu mai știu ce. Da, că trebuia să mă duc în piață. Nu mai știu ce trebuia să vă zic. Mi-am adus aminte că trebuia să mă duc în piață după ouă. Și mă duc să-mi iau 10 ouă de la... E o doamnă care aduce ouă de casă, de la țară. Și mă gândeam să mă duc să... Ui, ce frumos ești tu, ui! Ui, mă, pute, dragă, te mai... Eu nu mai pot cu el. Eu nu mai pot cu el. Și pe sora sa aș pupa o toată ziua. Pe sora lui aș pupa o toată ziua, dar nu mă lasă Dada, se enervează. Și accept treaba asta, dar el n-are ce să zică. Până începe să se enerveze, lui îi place când îl pup. Grăpița lui mami. Găpisică lui mama. Da, trebuie să-i dau și lui să pape. Da, aoleu, câtă treabă am. Dar știți, dacă aveți copilași, știți câtă treabă e de făcut. Să mă ocup și de hainele alea pe care le-am strâns ieri. Da, ieri n-am mai filmat, asta voiam să vă zic, ieri n-am mai filmat pentru că m-am ocupat să fac curățenie în balcon. Să fac ordine în balcon. Și am strâns hainele și după aia m-am apucat să pun toate lucrurile la loc, să le organizez, pentru că în balcon, pe rafturi, tot am zis că am să filmez. Dar să-mi fac, da, să-mi fac curaj prima dată, să vă arăt cadrele de anul trecut, de prin octombrie, cred că erau. La un an distanță vă arăt și eu cum arată balconul. Sunt organizate toate și fiecare cutiuță are secțiunea ei, să zic. Nu sunt etichetate, dar eu știu ce conține. Ce conține acolo? Răzvan nu știe niciodată, soțul nu știe, nu știu. Bărbații voștri știu ce, unde se află lucrurile în casă. Uitați cum... S-a zgâriat aici pe față și aici. În cap are o zgârietură urâtă. Bărbații voștri, soții voștri, știu cum, unde se află fiecare lucru în casă? Pentru că al meu nu. Tot timpul mă întreabă, unde e aia, unde e aia, unde e aia, unde e aia, unde e aia. Și stăm de atâția ani în casa asta, în apartamentul ăsta. Da, așa e la mine, la voi așa e? Da, gușcu, 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 gușcu. A, l-am îmbrăcat în toamnă. Normal. Să vă spun. Când vine Răzvan să îl pasez pe Noa și după aceea să termin cheaba. Vine papa, avog. Pavog. Pavog.
Îl avem pe Grăsun acolo, e îmbrăcat pentru că e frig în casă și nu am mai dat drumul la centrală. E totuși septembrie. Vreau să fac ordine aici și să spăl vasele astea, să le duc pe astea la locul lor și când vine Răzvan să se ocupe de vasele astea de aici. Da, asta vreau să fac. Capanul. Și asta, un coilic? Da. Coilic. Cabanoși sunt calzi și mușchiulețul de porc este cald și aici un bacon. Plăcinte cu brânză, zic bine? Da. Da. Eu vreau unul din asta, o bucățică. Vezi? Eu vreau dietă și tu? Ești bun, bun. Aduc Lila. Inside a way until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Din acesta de la IKEA. Partea asta este fină și partea este aceasta este un pic abrazivă. Și mă apuc să frepici. WC-ul am să-l șterg cu șervețele de la deton și pereții din jurul WC-ului. Petele alea, am mai zis odată, sunt petele alea de calcar, nu se duc cu nicio soluție, așa că voi folosi oțet. Și am torn cât să acopere zona aia, cam atât, și las să acționeze cam jumătate de oră, după aia dau cu buretele să vedem dacă se duce calcarul. Deci cu nicio soluție nu se duce partea aia. Tot timpul rămâne calcar, tot timpul se face calcar peste calcar. Ia să vedem cum o să fie. Cam așa stăm. Am șters geamul cât am putut pe exterior, având în vedere că sunt grilaje din beton. Da, abia mi intră mâna acolo. Am făcut ordine acolo, am șters peretele cu această racletă. Aștept să-și facă efectul. Da, da, gata, s-a dus. Ce vorbiți? Dau cu degetul și nu mai simt calcarul. Deci deja s-a dus. Vedeți cum se duce? Mai las un pic. Da, deci oțetul este cel mai bun pentru a scoate petele de calcar, sincer. În partea asta am făcut curățenie, am spălat și WC-ul, mai am chiuveta, am spălat-o, dar uitați, e la loc. Trebuie să pun toate lucrurile astea la loc. Să schimb prosopul, să dau cu aspiratorul, să dau cu aspiratorul și cu mopul pe jos. Cam asta mai am de făcut. Ah, și oglinda, neapărat oglinda.
uitați un pic cât de bine s-a curățat. Nu mai vedeți urmele alea. Eu am terminat. Gata. Am făcut ordine peste tot. Am spălat chiuveta din nou. Am șters. Mai trebuie să dau cu aspiratorul și cu mobil. Dar când trec în toată casa să dau, aici e ordine. Și gata. Aici am terminat. Am făcut ordine. Într-o altă zi am să mă ocup să spăl și mașina în interior, să-i spăl și sertărașul unde se pune detergent, dar într-o altă zi. Dar sunt tare mulțumită de ce a ieșit aici și vreau să fac ceva. Voiam să vă arăt că mi-am pus aici oțet. Acest oțet. Și am pus inclusiv, bine, n-am filmat înainte, dar filmez acum după, capul acesta de duș. Vreau să vă zic că a ieșit super curat. Deci nu mai e urmă de calcar. Poate puțin aici, dar se duce. Deci, așa cum vedeți aici, era peste tot. Și vă pot arăta capătul ăsta de la furtun. Înainte să-l bag în oțet, așa arăta. Și asta e partea care a stat în oțet. Cum arată înainte și după. Faceți un pic diferența. Înainte și după. Am pus tot furtunul acesta aici. Am pus o greutate. Acum îl întorc ca să stea și cealaltă parte în felul acesta și aștept să-și facă oțetul magia. Dar tare mulțumită sunt. Alo? Bună, pare că ne-aș vadă! Bine, ne auzim, papa! Pa.